7, cu 7 jucători. Favorabil, pe lângă că nu am putut să ne facem jocul care ne interesa mai mult. Am vrut să jucăm, să ne facem și pe perioada de pregătire, dar din păcate am avut parte de un meci în care nu putem să scoatem aproape nimic în evidență, deoarece jucător de-al lor s-a accidentat și am rămas, meciul a fost suspendat de aia. Aici am încercat să facem un joc amical în care a intrat toată lumea pentru a ne face antrenamentul. Sperăm ca la meciul următor să fim bine pregătiți și să accedem în faza superioară arbitrajului. Mulțumesc jucătorilor că s-au implicat destul de bine, dar nu au avut timp să arătă, ceea ce